Bună ziua, bine v-am găsit astăzi. Suntem pe data de 31 iulie 2021 și vin la stuc, mai verific câte o familie unde știu că sunt probleme. Unde nu sunt probleme, lăsăm așa, dar nu asta este important. Acum aici să vorbim un pic despre tratament. Fiindcă consider eu așa că fiecare om sau apicultor are dreptul de a-și îngriji albinele cum crede el mai bine. Acum că unii apicultori își mai dau părerea despre unii sau alții, e treaba lor, dar nu contează. Important e momentul în care vrei să prezinți ceva, arăți ceea ce faci tu. Eu am mers anul acesta pe tratamente cu acid oxalic și uleiuri esențiale pentru... Scuzați că torn un pic în sticlă, o să mutăm camera. Deci continuăm cu siropul și dăm sirop la albinuță. Și astfel dau eu tratament la albinuțe. Ce trebuie de menționat este că acest ulei esențial ajută în primul rând foarte mult la ținerea coloniei sănătoase și al doilea rând ține colonia de albine să ca varoa să nu se poate dezvolta așa tare. Ținem în frâu varoa, fiindcă de avut varoa oricum avem peste tot varoa, deci nu e nicio problemă în acest sens. Dacă urmăriți un pic filmele, o să vedeți că din cei care postează filme, majoritatea folosesc diferite tratamente, de exemplu omologatele, cum ar fi Varostop, cum ar fi Varachet și diferite tratamente pe care le găsiți la producătorii de acest gen, care vând... care vând diferite medicamente pentru albine care sunt omologate. Acum la metoda ecologică sau bio sau cum mi se mai spune online, trebuie să înțelegeți că chiar dacă folosim acizi sau folosim uleiuri esențiale, acestea nu prea apar în mediul acesta tehnic, să zic așa, adică nu o să găsiți o rețetă concretă pentru ulei esențial. Pentru a trata albinele. De exemplu, aici avem ce folosesc eu. Am 5 rețete care sunt puse pe canal. Acolo le puteți găsi și să vedeți cum folosesc. Dar nu este un tratament care o să-l găsiți într-o carte. De exemplu, un tratament care o să-l găsiți într-o parte și nu știu, mulți folosesc polioliel sau nici nu știu cum se numește acel medicament care este pe bază de uleiuri esențiale. Acum dacă îți faci tu acasă acest tratament pe bază de uleiuri esențiale, atunci normal că ai nevoie de o rețetă și care trebuie folosită după mai multe testări, că noi am folosit rețeta aceasta, adică eu și cu cine discut, fiindcă probabil mai sunt care folosesc, cel puțin acum când vin completările la sirop,
să nu cumva să folosiți tratamentul la uluc, de exemplu. Nu se pot face tratamente la uluc. Dacă faci la uluc, vei risca să îți omori stupina, de exemplu. Ce bagă? Hai, ăla mai mare. Bun, mergem mai departe. Albinuțile culeg foarte bine. Iată. Unele aduc polen, totul. Mai sunt și probleme. Mai sunt și probleme ca atare. Venim aici. Aducem sirop aici, ne deplasăm în toată sticlina și completăm sticluțele cum ar veni. Acum nu toată lumea folosește, adică eu zic că încă nu se poate fără amitraz 100%. Eu îl folosesc o dată pe an. Și ce folosesc eu la tratamentul acesta cu amitraz? Eva rachetul cu Scabatox. Acum, de ce folosim două substanțe, fiind două substanțe în proporție de varachet 20% și Scabatox 80%, pe care anul acesta îl diluez mai bine. O să vi-l arăt. Undeva la, nu zic, dar foarte mulți apicultori folosesc Scabatox. Ați văzut că canalul de YouTube al lui domnul Bobocea, nu că a trecut filmele în privat, e șters. Deci domnul Bobocea a decis să șteargă acest canal de YouTube și bănuiala mea e că tocmai din cauza la tratamentele la care a avut atâtea critici. Fiindcă el, dumnealui, trăiește după așa ceva, nu-și permite să-și riște afacerea pentru un film pe YouTube. Consider că acesta este motivul pentru care am închis canalul și o să rămânem așa, care ne mai jucăm cu albinele aici pe YouTube. Mai suntem vreo câțiva. Mulți sunt inspirați, mulți începători sunt inspirați din ceea ce văd ei aici. Avem stupe albine, avem miere, unii scoate 300 de kg, 200, 100. Acum fiecare apicultor ești ca în casa ta, ca un loc de muncă, da? E ca atunci când acasă îți crești găini și te-a pus să filmezi. Cred că și sunt pe YouTube astfel de filme. Sunt filme cu șerpi, sunt filme, tot ce aveți nevoie acolo. Sunt trucuri, sunt topuri, sunt tot felul de filme. Eu personal urmăresc un canal de YouTube despre camioane, cu camioane, cu șoferi de camioane. Acum, pe mine nu mă afectează cu nimica dacă dânsul o să șteargă un canal de YouTube, adică acela cu camioane mă refer, dacă domnul respectiv. E așa, arată, e un om foarte simplu, căutați dacă vă plac camioanele, se numește Adrian Cox pe YouTube, găsiți. E un băiat foarte fain, conduce în Anglia, e ceva fain, mie mi-a plăcut foarte mult. Și eu pe el îl urmăresc. Da, ca să înțelegeți, dacă acum ați înființat un canal de YouTube, ați lucrat pentru el ani de zile,
De exemplu, canalul meu de YouTube este făcut în 2013. Pentru mine personal are o valoare imensă, e o istorie din viața omului prin care treci și prin grele și prin bune. Trebuie să... Nu, și dacă aș... Deci nu există un motiv așa mare pe lumea aceasta încât să închid canalul de YouTube. Am fost și eu și înjurat, am fost și eu, să zic așa, făcut în toate felurile. Amenințat nu, dar să șterg filmele că postez numai prostii. Măi, oameni buni, pentru mine nu-s prostii. Dacă eu consider că pentru mine nu-s prostii, este un conținut. E un conținut ca atare. Poți să urmărești un film, nu îți place, treci mai departe. Dacă îți place, mai lași acolo un comentariu, dacă nu, nu. Oricum, cred că sunt cel mai mult urmărit în proporție cu comentariile care sunt puse. Dar asta nu contează, fiindcă canalul meu produce undeva la 10 euro pe lună. Deci am o vizionare de maxim 10.000 de vizualizări pe lună. Atâta produce un canal de YouTube, un dolar per 1.000 de vizionări. Acum dacă analizați canale care într-o zi au 3-4.000 de vizionări, vedeți, face 4 dolari per 1.000 de vizionări, nu, face 4 dolari per 4.000 de vizionări. Cam asta este. Îmi pare rău pentru domnul Bobocea, îl urmăream și eu, îl urmăresc pe Costin, îl urmăresc și pe Dragoș, îl urmăresc pe domnul Midrigan, îl urmăresc pe domnul Sergiu. Toți aceștia sunt creatori de conținut pe nișa asta, apicolă. Unii încearcă să își facă reclamă, să fie cunoscuți. Alții încearcă să-și vândă produsele. La domnul Costin am văzut că în momentul în care are producție, el deja promovează vânzarea. Este un lucru foarte bun. Este un lucru foarte bun. Nu e ceva rău. O să mut camera, trecem mai departe. Dacă vreți să stați așa de vorbă cu mine, iată, acesta este un vlog de a sta de vorbă cu voi. A sta de vorbă cu voi și a înțelege anumite aspecte din viața unui om, chiar dacă va fi mai lung acest filmuleț. Iată, unde se știți că familiile unde totul e în regulă, albinuții le au luat siropelul, îl dăm. Eu mă bucur că-l ia, fiindcă acest siropel e făcut foarte subțire, la 2 kg de zahăr, puneți 10 litri de apă. Eu folosesc un pic diferit, umplu găleata cu apă și pun 2 kg de zahăr. Deci, și acest sirop îl ia doar familia, la ce am observat eu, colonia care are puiete de crescut. Cei care încep să scadă puietul nu mai au așa mult, nu mai au așa mult sirop. Acum când toate mărcile sunt bune, toate mărcile sunt tinere și ouă foarte bine, ne vom limita la un cuib pentru iarnă la 4-5 rame, maxim. De o fi excepție, am o marcă care e mai diferită, care ține cuibul foarte, foarte larg, adică are puiet foarte mult. Mutăm din nou. O să aducem camera în partea asta la altă. Să mutăm mai ușor. Deci în acest film cam asta am
am adus în discuție să vedeți că orice film postăm, orice om, nu numai apicultor, orice om care postează un film, e decizia lui de a face conținut. Acum, să știți că se strecoară și tâmpenii. Și dacă îl pui pe YouTube, o să fii sancționat de către oameni să faci o prostie sau filmezi o familie slabă, amărâtă, pe care trebuie să o desfințezi, de exemplu. O să o prezentăm noi pe YouTube. Atunci ce o să dăm impresia că toate coloniile sunt la fel și n-am făcut lucrarea bine. Acum trebuie înțeles că dacă pui o colonie mai slabă sau o problemă, acel film este de fapt informativ. Poate te poți întâlni cu o astfel de problemă în stupină și ce faci atunci? Atunci nu trebuie să faci exact ce face apicultorul care filmează sau omul care filmează. E exact atunci când cineva filmează o rețetă și tu vrei să faci totul exact ca în rețeta respectivă, dar nu ai aceeași tigaie. Ai altă tigaie. Și atunci ce faci? Mergi și cumperi o tigaie ca să fie la fel ca tigaia din film. Așa. Aici avem boci. Avem boci de schimb liniștit. Boci de schimb liniștit pe data de 22.07. Aici nu mai punem sirop, o să vă arăt. Dacă aici avem boci, iată, mi-am notat aici, boci de schimb liniștit pe data de 22. Controlul fac pe data de 10 august, fiindcă ori o să aibă ouă, ori nu o să aibă matcă și atunci ori facem o unificare, ori îl desfințăm. Deci astea sunt probleme, vedeți? Astea sunt diferite probleme. Ducem găleata mai aproape și continuăm, mergem mai departe. Mergem mai departe cu tratamentul. Aici, cei care vedeți, nu știu dacă durează acest tratament mai mult ca adăugarea unei benzi, de exemplu de Varostop sau de Amitraz, nu cred că durează mai mult, fiindcă eu doar iau sticluța de pe cuib și punem o căniță de sirop direct din găleată, punem la loc sticluța și e gata tratamentul. Acum acest tratament eu îl fac la 3-4 zile. Vedeți, aici mai fuge și câte o molie, deci vine la stuc. Acum să nu credeți că stucul se prinde moli, nu. Mai e câte o molie. Molia asta are capacitatea foarte bună de a intra în stup. Mergem aici, avem un stup pucat. Aici eu țin rame la rezervă, cum ar veni vorba. Rame cu miere. Rame goale. Stați să vă arăt o ramă. O să ridicăm camera mai sus. Uite, iată, și punem aici camera. Aici avem stupul. Aici avem ramele și cuibul e jos. Deci, aceste rame eu le țin mereu la îndemâna albinei. Iată, aici avem sticluțele. Ținem la îndemâna albinei. Să nu se umple cu molie, fiindcă acum încă e căldura mare.
și la Moria îi place foarte mult. Deci dacă vreți să păstrați rame, acum restrângeți deja cuiburile, lăsați ramele la îndemâna albinuțelor, restrângeți cuibul pe cât considerați și deasupra lăsați ramele cu, adică catul cu rame. Deci cam asta fac eu azi, un film cam lung, dar iată așa se pune siropelul la albinuță, adică siropul acesta pe bază de ulei esențială. Tratament pentru albinuță. Dacă mă întrebați care e siropul, e rețeta numărul 1, eu cam dat e pentru sănătatea albinei, de la... Undeva prin 5 august, cred că o să încep, 5-6 august, o să încep pentru stimularea reginelor. Rețeta numărul 5, care e pentru nosemoză, mucegaiuri, puietul văros, da? Și puietul văros e un mucegai. Și astfel mergem mai departe. Bun, atâta pentru ziua de azi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, toată lumea să fiți sănătoși și când comentați ceva negativ la oricine, încercați să nu mai jigniți oamenii. Gândiți-vă că în spatele ecranului este totuși un om. Acum, dacă aveți, să zic așa, nu sunteți de acord cu omul, spuneți motivul. Omule, nu sunt de acord cu treaba asta din cauza asta și știți că și în cazul domnului Bobocea asta l-a afectat foarte tare, adică comentariile a 10 oameni au avut mai multă putere decât susținerea a 1000 de oameni. Deci omul, știi cum, când faci un bine, când faci 100 de bine, nu ești văzut, când faci un rău îți dă cineva în cap, cam așa trebuie să înțelegeți. Bun, până data viitoare, numai bine!